dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. La ce tu mă rogesc, am reprea la mare, penea miștoara cleam tu mensare. Dragi prieteni, nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, acolo așteptăm mesajele dumneavoastră. Avem astăzi Sorin în emisiune, așa cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri, rubrica La un ceai cu Rom și, bineînțeles, multe, multe surprize. 27 ianuarie este ziua internațională pentru comemorarea victimelor Holocaustului. Sigur că da, emisiunea de astăzi va face referire la acest subiect. Și acum să vedem care sunt titlurile ediției de astăzi. Pe 27 ianuarie are loc Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ca în fiecare an, emisiunea noastră pregătește o serie de reportaje în amintirea genocidului comis de Germania nazistă. Deschidem rubrica Inforom cu un material special care vă va face să înțelegeți ce s-a întâmplat pe data de 27 ianuarie 1945 în lagărul de concentrare Auschwitz. La Chestiuni Rome urmăriți un alt material special unde veți afla care a fost soarta victimelor după eliberarea din lagărele de concentrare, cum s-au adaptat la noua viață, dar mai ales care a fost sfârșitul comandanților și soldaților naziști, aflați în acest reportaj. Mai târziu, în platoul rubricii de la Un ceai cu Rom, vom discuta cu invitații noștri din trei perspective diferite despre această pagină de istorie neagră. La Romul de 10 vedem o tânără activistă care luptă pentru ca tinerii romi din întreaga lume să-și învețe istoria tragică, să se informeze și să devină adulți de bază ai societății. Care este povestea ei? Aflați în ediția de astăzi. Pentru final, v-am păstrat câteva melodii îndrăgite. Urmăriți acum Și eu m-am născut în România. Spuneam că 27 ianuarie este ziua internațională pentru comemorarea memoriei victimelor Holocaustului și ediția de astăzi este dedicată acestui subiect. Cred că Zita este bine să ne împrospătăm memoria din când în când. Și să nu uităm. Sigur că da, chiar dacă sunt lucruri despre care la un moment dat poate ai impresia că nu ai ce mai spune nou, dar întotdeauna sunt de altfel generațiile următoare care vin și care trebuie să cunoască aspecte importante legate de această acest eveniment negru, trist, foarte trist al istoriei, Holocaustul. Dragi prieteni, și în rubrica Inforom vom vedea materiale despre acest subiect. Istoria Holocaustului se scrie odată cu seara zilei de 9 noiembrie 1938 la München, atunci când în cadrul unei întâlniri de amploare a liderilor naziști se ia hotărârea prin care se oferă libertate deplină oricăror acțiuni îndreptate împotriva evreilor. În multe orașe din Germania și Austria au loc răbuvniri violente ale populației germane, incitată de naziști. Violențele încep la Berlin și se răspândesc rapid în toată țara. Evreii sunt bătuți și asasinați, sunt demolate sinagogile, sunt distruse și vandalizate mii de magazine și birouri de afaceri deținute de evrei. Trupe SS distrug clădirile cu barosul, lăsând străzile acoperite cu cioburi de sticlă de la geamurile sparte. Din acea noapte de cristal, așa cum a fost reținută în istorie, se scrie de fapt începutul sfârșitului pentru 6 milioane de evrei, 3 milioane de polonezi, o jumătate de milion de sinti și roma, 15.000 de homosexuali, persoane cu handicap și adepții sectei Martorii lui Jehova, toți aceștia fiind etichetați drept dușmanii statului german. Lor le este destinat să cunoască iadul pe pământ. În 1940 se înființează lagărul de concentrare Auschwitz I. Un an mai târziu, în 1941, se construiește Birkenau, cea mai mare aripă a lagărului de la Auschwitz. Amplasat la 50 de kilometri sud-vest de Cracovia, în Polonia, Auschwitz-Birkenau este locul unde sistemul nazist își perfecționează tehnicile de ucidere în masă. Mulți dintre cei aduși aici nu cunosc adevăratele motive ale naziștilor. Cei mai mulți își închipuie că vin să muncească, conform dictonului de la intrarea în lagăr. Abia când planurile de exterminare devin tot mai virulente printre rândurile deținuților, aceștia înțeleg că îi așteaptă un final teribil. Mărturia unuia dintre supraviețuitorii romii Holocaustului rămâne emblematică pentru a descrie calvarul deținuților de la Auschwitz. Cu ani în urmă, în timpul vieții sale, Franz Rosenbach, prezent la una dintre comemorările de la Auschwitz, povestea în fața auditoriului său clipele de groază la care a luat parte. Ich und ein Kollege vor der Zelle. Eu și un coleg stăteam lângă ușa celulei și vorbeam când vedem că vine temnicerul care începe să țipe.
Descuiați, ieșiți afară! Eu și colegul meu am ieșit afară, iar temnicerul ne-a dus într-o pivniță. Noi am crezut că ne duce să muncim. Ne-a dus în beci unde erau coșuri de rufe, detergenți și alte lucruri. Mai erau și coșuri în care țăranii adunau cartofi. Ia un coș, mi s-a spus. Am luat un coș și am fugit mai departe. Ne-a dus într-o celulă unde, atunci când am intrat, mi-a înghețat sângele în vene de frică. Într-un colț era o ghilotină, o grămadă de capete tăiate și era sânge peste tot. Am apucat capetele de păr și le-am aruncat în coș. Apoi ne-a spus să luăm coșurile și să mergem cu el. Am luat câte doi un coș și am fugit după el. Ne-a dus la un om care a luat capetele și le-a aruncat într-un cuptor pentru a le arde. După ce am terminat, ne-a spus să lăsăm coșul la loc și ne-a dus înapoi la celula noastră. Când am ajuns, unchiul meu m-a întrebat, ce ați făcut acolo? Unde ați lucrat? Ați fost în grădină sau unde? Pe moment nu am mai putut vorbi, deoarece eram în stare de șoc. Mi-a spus, vorbește, de ce nu spui nimic? Atunci i-am spus că am adunat capete pe care le-am aruncat în cuptor pentru a le arde. Medicii SS sunt cei care decid cine trăiește și cine moare. În cele 22 de barăci din cărămidă ale lagărului se moare prin înfometare, frig, boală, în camerele de gazare sau în urma experimentelor făcute de Josef Mengele. Moartea este singura constantă la Auschwitz-Birkenau. În lagărul de concentrare Birkenau veneau zilnic transporturi, până la 400 de familii, din Ungaria, România, Bulgaria și mai știu eu de pe unde veneau. Apoi erau triați. Musulmanii, cei foarte slăbiți, doar piele și os, erau aruncați în fața barăcii. Noaptea veneau două camioane mari și îi încărcau pe cei pe jumătate morți și îi duceau la crematoriu pentru a-i arde. Însă nu erau foarte multe crematorii. Erau aruncați pe o grămadă și li se dădea foc ca unor bucăți de lemn. Ieșea mult foc, iar de sus veneau corpi care ciuguleau din cei morți și arși. Nimeni nu își poate imagina cum se purtau cu romii și sinti. Câte 300 erau omorâți zilnic. Începând cu jumătatea anului 1944, schimbări dramatice de putere au loc. Până la finalul lunii august 1944, Armata Roșie ajunge la mai puțin de 200 de kilometri de Cracovia, iar conducerea germană are în perspectivă două opțiuni cu privire la soarta lagărelor de concentrare. Fie sunt lichidate, fie sunt păstrate în circumstanțe favorabile lor. Victoriile constante ale sovieticilor însă îi fac pe naziști să opteze pentru varianta distrugerii lagărelor. Echipele care lucraseră până atunci în camerele de gazare sunt lichidate în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 1944, pentru a nu rămâne martori ai genocidului. În capăt era un fel de bloc care se numea Effektenkammerblock. Camera efectelor. Am intrat și au început să țipe să ne dezbrăcăm, apoi să ne așezăm hainele la picioare. Și au pus hainele la un loc cu ale prizonierilor care erau morți deja. Eu am spus că acelea sunt hainele mele. Și mi s-a spus că nu mai am nimic al meu, poate doar viața. Dar că trebuie să am grijă să nu-mi fie luată și aceea. La ieșirea din încăpere, am văzut părul mamei mele, o coadă lungă, pe care am vrut să o iau ca suvenir. În momentul acela am primit o lovitură atât de puternică, încât am zburat în perete.
Se pot vedea încă urmele. Aici, la os, s-a rupt totul. Am început să mă apăr, dar am fost bătut foarte rău. M-am întors la baracă cu mama mea. Îmi curgea sânge, mama plângea. Evacuarea lagărului de către germani începe la jumătatea lunii ianuarie 1945, dar Armata Roșie deschide porțile lagărului abia în după amiaza zilei de 27 ianuarie. Luptele pentru eliberarea lagărului se termină cu victoria soldaților ruși, iar cei 7500 de deținuți salvați par mai mult morți decât vii. Restul prizonierilor sunt salvați de pe drum, din binecunoscutul Marș al Morții. Din 56.000 de deținuți luați de naziști și obligați să pornească la drum în coloană, 15.000 nu reușesc să supraviețuiască. Finalul războiului este anunțat de toate radiourile acelor vremuri. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Însă ororile petrecute la Auschwitz nu ajung imediat la urechile publicului. Abia în aprilie 1945 apar primele relatări la serviciul german al BBC. Oamenii încep să povestească la radio iadul prin care au trecut. Au ieșit la suprafață mărturii cutremurătoare și dovezi pe măsură. Una dintre cele mai importante date calendaristice dedicate comemorării Holocaustului este 27 ianuarie, în memoria evreilor, a romilor și Sinti care au reușit să scape cu viață. La propunerea Israelului și a altor 89 de state, 27 ianuarie este ziua stabilită în urma rezoluției adoptate la data de 1 noiembrie 2005 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Rezoluția respinge orice tentativă de negare a Holocaustului și încurajează statele membre ale Adunării Generale ONU să transmită viitoarelor generații lecția genocidului. Pe data de 27 ianuarie, în lagărele de concentrare și la memorialele Holocaustului Yad Vashem din Israel, Memorialul Holocaustului din SUA, Memorialul Holocaustului din Berlin sau la alte zeci de astfel de instituții, se ține vie amintirea victimelor genocidului prin comemorări la care participă oameni din lumea întreagă. După pauză vedem cum arată bilanțul finalului de război din 1945, dar și starea în care se găseau evreii, romii și Sinti eliberați. Tot atunci stăm de vorbă despre Holocaust cu Eugen Levitsky, ministru consilier al Ambasadei Ucrainei la București, cu Valentin Negoi, doctorand în istorie și specialist pe Holocaust, și cu Liviu Beris, supraviețuitor al Holocaustului din Transnistria. Revenim în câteva momente. După finalul războiului, trupele naziste SS încep evacuarea celui mai mare lagăr de concentrare și a anexelor sale. Aproximativ 60.000 de prizonieri sunt scoși din barăcile lagărului Auschwitz și obligați să meargă la pas spre vest, departe de locul care devenise sinonim cu iadul însuși. Cei mai mulți din șirul de prizonieri erau evrei, dar pe lângă ei, camarați de suferință, erau și polonezii, romii sau Sinti. Mii de alți prizonieri deja fuseseră omorâți cu câteva zile înainte de a fi obligați să părăsească lagărul. În urma lor, nemții distrug mare parte din lagăr, pentru că nu doreau să lase în picioare dovezi ale genocidului în masă. Imagini document despre care se vorbește mai rar sau deloc ne arată clipa eliberării. Să luăm acest exemplu, lagărul de concentrare de la Belsen, situat în nordul Germaniei. Soldații sunt primiți cu aplauze, ca pe niște eroi, iar speranța pare că redobândește sens în mentalul prizonierilor.
Imaginile sunt tulburătoare. Suferinții primesc hrană după ani de foamete, boală, muncă epuizantă și experimente medicale bolnave. Nici în lagărul de concentrare de la Dachau, situat la 16 km nord-vest de München, situația nu este mai roz. Clipa eliberării găsește pe supraviețuitori într-o stare deplorabilă, la fel de înfometați, stinși și dezumanizați. În interiorul lagărului, în amintirea celor care au pierit, se țin chiar și slujbe pentru pomenirea morților. Povestea Holocaustului nu se încheie însă cu eliberarea prizonierilor. Mulți își pierd viața chiar și după eliberare. Fie depresia și traumele suferite îi împing la sinucidere, fie starea de sănătate era mult prea agravată. Ca urmare a înfometării îndelungate, supraviețuitorii își pierd capacitatea de a digera mâncarea. Mult mai târziu, cei mai norocoși intră sub supraveghere medicală și primesc hrană după un plan nutrițional elaborat. Cât despre întoarcerea acasă, e cu atât mai complicat, pentru că aceștia nu mai au la ce să se întoarcă. Orașele sunt distruse, prea puține dintre rude mai sunt în viață sau valul de violență antisemit este încă foarte puternic, motiv pentru care aceștia decid să părăsească Europa și să se stabilească în America. Probleme însă au fost și aici. În primul an de la eliberare, America a privit cu dispreț cererile de obținere a vizelor și a refuzat sute de mii de supraviețuitori. Numai 16.000 de emigranți au reușit să treacă granița. La nivel politic, situația rămâne la fel de încinsă. Între 1954 și 1949 se dezlănțuie judecata de apoi. Cunoscute ca procesele de la Nuremberg, această serie de procese celebre au avut loc în Germania și au avut scopul de a scoate la iveală genocidul comis de Germania nazistă și implicit pedepsirea tuturor figurilor politice care au avut un rol decisiv în comiterea crimelor împotriva umanității. Primul și cel mai cunoscut dintre aceste procese a fost procesul principalilor criminali de război în fața Tribunalului Militar Internațional, în care au fost judecați 24 dintre cei mai importanți lideri ai Germaniei naziste, atât capturați cât și în absența inculpaților. Credibil sau nu, chiar și în fața probelor de necontestat, o mare parte dintre figurile naziste nu și-au recunoscut implicarea în atrocitățile care au marcat omenirea pentru totdeauna. Discursurile lor par cel puțin halucinante. Bun. Es war streng gehandelt, aber an eine methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht zu denken. I stand up for the things that I have done, but I deny most emphatically that my actions were dictated by the desire to subjugate foreign peoples by wars, to murder them, to rob them, or to enslave them, or to commit atrocities or crimes. The only motive which guided me was my ardent love for my people, its happiness, its freedom, and its life. Cei mai mulți dintre cei condamnați sunt trimiși la moarte prin împușcare sau spânzurare. Unii sunt închiși pe viață și doar câțiva sunt achitați. Procesele de la Nuremberg au ajutat la adoptarea Convenției privind genocidul, adoptată în 1948, la redactarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, adoptată în același an, și la Convenția privind abolirea prescrierii crimelor de război și crimelor împotriva umanității, adoptată în 1968. Pentru victimele de rând însă, reparațiile morale s-au dovedit în timp a fi prea puține și ineficiente, iar traumele dobândite de aceștia au afectat generații la rând. Ec ce ai romosa, adică el s-a adăcat topica o holocausto le romengoro, na numai le romengoro, o holocausto, adică ca locotor andere istoria le romendiri. Că rasa ca na pala tui trei momente, ec discuția o adăcat topica. Așadar, dragi prieteni, urmează rubrica La un ceai cu rom, unde Sorin va avea invitați și vor dezbate, bineînțeles, și vor vorbi despre această temă, despre Holocaust. Așadar, un subiect important, un subiect care are o importanță foarte mare, mai ales pentru noi romii, o istorie pe care nu trebuie să o uităm și o istorie dureroasă a noastră a romilor. Așadar, urmărim cu interes La un ceai cu rom. Dragi prieteni, la un ceai cu rom vorbim astăzi despre Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie, stabilită în amintirea zilei în care a fost eliberat, în care a fost închis lagărul Auschwitz-Birkenau,
27 ianuarie 1945. Vom vorbi așadar despre această pată neagră din istoria omenirii și ne-am propus să vorbim astăzi din trei perspective, din perspectiva cercetătorului, din perspectiva omului care a fost prezent, omului care a trăit evenimentele respective, a fost deportat, a fost în lagăr și din perspectivă, să zicem, ușor neutră față de celelalte două, dintr-o perspectivă ușor politică, dar de asemenea fără a intra, de fapt, în artificial. Așadar, vorbim astăzi despre 27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Avem trei invitați și voi începe prezentarea. Domnul Eugen Levitsky, ministru consilier al Ambasadei Ucrainei la București. Bine ați venit, domnule Levitsky. Bună ziua. Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Domnul Valentin Negoi, doctorand în istorie la Universitatea Valahia din Târgoviște. Tema de doctorat este deportarea romilor în Transnistria și, dacă vreți, decanul de vârstă al studioului în acest moment, domnul Liviu Beriș, președintele Asociației Evreilor din România, victime ale Holocaustului. Stimați invitați, vă mulțumesc tuturor încă o dată și domnului Levitsky pentru că ați acceptat prezența noastră și aș începe cu dumneavoastră, domnule Beriș. S-a tot vorbit și dumneavoastră cu siguranță ați vorbit de nenumărate ori, de zeci, de sute, poate de mii de ori despre ce s-a întâmplat în acea perioadă. Ați fost participant activ, dacă pot să spun așa, de la vârsta de 11, 12, 13 ani. Ce ar mai fi de spus despre această perioadă, domnule Beriș, și pentru cine? În primul rând, pentru generațiile care urmează. Pentru simplul motiv că ceea ce a fost s-ar putea repeta. Pentru simplul motiv că sloganul Never Again, la un moment dat aș putea spune că Never a dispărut ușor, ușor și a rămas Again. Again. În ce înseamnă again? Este din nou prezent. Pentru că ce putem spune astăzi? Când în Africa, în Rwanda, o populație întreagă, Tutsi, a fost exterminată în momentul în care exista Organizația Națiunilor Unite și totuși intervenția a fost atât de tardivă încât 800 de mii de oameni au fost exterminați. Ce putem spune despre ce s-a întâmplat recent în Irak, unde o populație yazidi a fost la fel exterminată numai pentru că s-au născut? Și nu numai, chiar populația creștină. Dacă vreți, ce se întâmplă chiar și în zilele noastre în Nigeria, când sunt atacați catolicii de acolo și sunt uciși așa cum sunt uciși doar pentru că sunt catolici. Ceea ce este foarte important este să ne punem întrebarea de fapt ce a fost Holocaustul. Holocaustul până la urmă este o problemă care trebuie raportată la relațiile între oameni. Și acest element, această exterminare, că până la urmă a fost vorba de exterminarea unor oameni, îți spune problema. De ce? Ce reprezintă Holocaustul? Reprezintă, dacă vreți, o culme a degenerării relațiilor interumane, care au determinat ca unii să devină vânat și alții să devină vânători. Pentru că ce au fost altceva decât vânători, puterile de stat din acea vreme în care Germania nazistă și aliații ei, împreună cu colaboraționiștii din țările ocupate ale Europei, s-au instituit în vânători, iar oamenii care pur și simplu pentru vina că s-au născut,
au ajuns să devină vânat. A fost pentru, dacă vreți, pentru prima oară în istorie, faptul că s-a pus problema să fii pedepsit doar pentru că te-ai născut. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră careva și-a ales careva dintre noi părinții din care să se nască? Problema urii între oameni are șanse foarte mari de a fi răspândită. Totdeauna îți vine foarte ușor să dai vina pe altul pentru tot ce este rău în lume. Astfel încât acest lucru se poate raporta nu numai la evrei, așa cum v-am spus, ci se poate raporta la oricare alt grup de populație. Este foarte interesant. Că ne este frică sau nu, nu cred că ne este frică în mod special, mai ales în condițiile în care, slavă Domnului, acum nu mai stai să aștepți să n-ai unde ca evreu, să n-ai unde să te refugiezi. Ai unde și ești primit, spre deosebire de ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, când diferitele state refuzau să primească refugiați evrei. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați extins chestiunea. Era și ideea noastră să vorbim despre Holocaust, nu strict despre ceea ce li s-a întâmplat evreilor și romilor, pentru că Holocaust, în definitiv, ce înseamnă? El provine de la ardere de tot, nu acel termen grecesc, Holocaust. Și e cumva, denumirea este asociată cu evreii și iată de ceva vreme încoace cu romii. Dar aș vrea să vorbim despre sensul larg al acestui Holocaust, acela de genocid, acela de crimă împotriva umanității în ultimă instanță. Cum au stat lucrurile, adică se poate vorbi despre Holocaust și în cazul deportării romilor în Transnistria, Valentin Negru? Sigur, înainte de asta aș vrea să adaug ceva, Sorin, că spuneai că s-a vorbit foarte mult despre Holocaust în România. Într-un studiu făcut de Institutul Elevizor, institutul care se ocupă de studierea Holocaustului. Este cartea pe care ne-ați adus-o mai devreme. Da. 25% din cei intervievați cunosc ceea ce înseamnă Holocaustul. Numai 25%. Oare s-a studiat suficient de mult Holocaustul? Dacă 25% din cei interviat și să a fost o oare foarte largă de cercetare și oameni cu studii și oameni cu aptitudini cu studii. Înseamnă că are rost să vorbim în continuare despre evenimentele astea. Eu cred astea. Că trebuie să vorbim și să reamintim aceste atrocități care s-au petrecut în perioada celui de-al doilea război mondial, mai ales că România a avut un rol important. Într-un interviu, Florian, care este președintele Alexandru Florian, care este președintele Comisiei, adăuga că datorită lui Antonescu, crima împotriva evreilor a început mai devreme, dar s-a terminat tot mai devreme decât în alte state din Europa. Eu cred că putem adăuga și romii, ca și inochentiștii, ca și celelalte populații, ca făcând parte din genocidul mare împotriva umanității. Pentru că în Transnistria au fost deportați 25.000 de persoane, cel puțin 25.000, atâta iese din documentele pe care... din România. Atâta iese din documentele pe care le-au găsit cercetătorii în arhive. Trebuie să menționăm că mai mult de jumătate au fost copii. Copii asemănă până în 14 ani. Femei, copii, aproximativ 18.000 dintre aceștia au reprezentat femeile și copiii. Ce vină au avut acești copii? Pentru faptul că s-au născut romii, au fost deportați. Exact ce spunea și domnul Beriș referitor la evrei. Din România, evrei și romii, țiganii, cum erau denumiți, au fost deportați cu precădere în Transnistria. Au fost și către lagările de exterminare Auschwitz-Birkenau? Nu. Cu precădere în Transnistria. Cum s-a întâmplat la noastră în Ucraina, domnule Levitsky? Evreii de acolo, nu știu dacă erau și romi în perioada respectivă care să fi fost deportați. Poate, din ce mai citeam așa, înțeleg că spre Siberia mai degrabă erau deportați de la dumneavoastră de acolo sau poate greșesc eu? Ucraina atunci era, teritoriul Ucrainei era parte componentă a Uniunii Sovietice. Și când Germania fascistă a început războiul împotriva Uniunii Sovietice, aceeași problemă era că evreii erau deportați de pe acest teritoriu în lagărele de moarte din Polonia, din Germania, de alte, nu numai în Transnistria, unde erau lagăre pentru evrei, pentru alte rase,
nu acea nemțească, acolo erau deportați. E altceva la mijloc dacă vorbim despre regimul bolșevic al lui Stalin. Ăla e deportat prin Siberia, preponderent. De anii 30, în perioada respectivă. Începând de 30 și în timpul războiului și după război până în 50 și până în începutul anilor 50. Erau deportați mai mult în Siberia. E bine ca oamenii să știe. Vorbeam cu domnul Beriș înainte de a intra în emisiune și zicea că tinerii la un moment dat nu mai sunt foarte interesați. Și în special tinerilor ne adresăm noi acum. Sigur și celor mai în vârstă, dar ziceați dumneavoastră că tinerii nu mai sunt foarte interesați să acceseze astfel de informații, domnule Beriș. Da, pentru că, din păcate, la ora aceasta sau în orice caz există suficiente motive să fim îngrijorați de valul enorm de informații care curge permanent din toate direcțiile, că sunt uneori informații clare, științifice, care chiar și informațiile științifice sunt enorm de multe. Și tot acest val de informații determină un interes din ce în ce mai scăzut pentru informațiile de acum depășite sub aspectul timpului. Într-adevăr, este foarte greu să explici unui tânăr care este rugat să consume, să aibă și are totul la dispoziție, să înțeleagă ce înseamnă să jinduiești un cartof, să vezi o urmă de cartofi, să ajungi să vezi, să iei coaja de cartof și să o mănânci și să vezi dacă ai o coajă ceva mai groasă. De asta cum ne vorbiți din experiență, sigur. Absolut. Este, iată de ce, în momentul când am venit din Transnistria, și eu vă mărturisesc că mă mir și eu, uneori mă întreabă lumea, dar cum de ai scăpat? Și eu mă întreb. Uneori, cum s-a făcut că am reușit să scap de tifosul exantematic. Cum am reușit să... Cum, stau și eu și mă întreb cum de am scăpat și am rămas în viață. Dumneavoastră a scăpat, da. Sunt însă mulți, foarte mulți care nu au scăpat și sunt mărturii inclusiv ale romilor și cumva vorbind despre coaja aceea de cartof, să știți că imediat m-a dus cu gândul la mărturii ale unor romi care tot așa povesteam. Da, sunt colegii acum datorită unor cercetători romi, cum ar fi Lunita Cioabă, a scris, a editat câteva colegi ale mărturilor supraviețuitorilor romi din Transnistria și la fel sunt către următoare mărturile acestora. Sunt romi care spun despre ceilalți romi că au apelat chiar la canibalism din cauza foametei. Chiar unii romi primeau 400 de grame de făină în rația de mâncare pe zi și din datorită frigului oamenii mureau. Țineau cadavrele cu ei câteva zile sau săptămâni ca să primească rația celui mort de făină. Și alte gesturi care au fost cutremurătoare. S-au întâmplat atrocități și chestii care, din păcate, trebuie povestite, dar ar trebui uitate foarte repede de supraviețuitori. Însă, nu știm în ce măsură supraviețuitorii le pot uita, pentru că nici noi, auzindu-le, nu putem să le uităm. M-aș întoarce către domnul Levitsky și e vorba despre foamete, domnule Levitsky, și știu că în Ucraina a fost acel episod absolut cutremurător al marii înfometări. Holodomor se cheamă? Holodomor se cheamă, da. Povestiți-ne foarte puțin, pentru că facem după aceea o pauză și după pauză revenim exact de la subiectul acesta. Aș vrea să mai adaug despre crimele de genocid antiumane. M-ați întrebat ce făceau cu evreii fasciști în Ucraina. Când au ocupat Kievul, în toamna anului 1941, au strâns câteva zeci de mii și pe loc i-au împușcat într-o râpă din orașul Kiev. Asta era una dintre diferențele între regimul nazist și cel de la dumneavoastră. Acolo îi gazau, iar aici îi împușcau la dumneavoastră. Fasciștii au împușcat evreii în Kiev. Știți, ideea despre Never Again este o idee, aș spune eu, globală, o idee a omenirii. Nu, așa crime nu se pot uita niciodată. Niciodată. Să nu se repete. În Ucraina, cum ați spus, o pată neagră în istoria Ucrainei este Holodomorul. Se traduce ca ucidere de masă prin foamete. Prin foame. Și nu era un dezastru natural, era roadă.
chiar și conducerea bolșevică de atunci, Stalin spunea că sunt anii 1932-33 sunt ani cu recoltă bogată. Și în același timp, în Ucraina, gândiți-vă, în timp de 2 ani au murit, sunt surse diferite, dar de la 5 până la 10 milioane de locuitori. Ce înseamnă 5-10 milioane? Închipuiți-vă, în fiecare zi 25.000. În fiecare oră mai mulți mult de 1.000. Morți de foame. În fiecare oră mai mult de 1.000. În fiecare minută aproape 15 persoane. În fiecare minută. Și era un act de genocid făcut artificial. De ce s-a făcut aceasta? În anii 20 a secolului trecut, în Rusia, în Rusia bolșevică, în Uniunea Sovietică, se petrecea colectivizare, se formau gospodăriile colective, așa numitele colhozuri. Și oamenii cu forță erau puși în aceste colhozuri. Dar ucrainenii erau, mă rog, gospodari, aveau terenuri, aveau vite, erau gospodari. Le luau tot bolșevicii, le dădeau într-o comună, într-o gospodărie comună, unde, bineînțeles, după ce strângeau roade unei alte, le trimiteau în altă parte și oamenii rămâneau îmbățiți. Rămâneau, mă rog, fără nimic, din munca lor, nu aveau nimic, niciun profit. Și erau multe revolte. În aceste ani au fost mai mult de 1.000 de revolte. Și Stalin, ca să învețe să nu revolteze, special a format artificial foametea. În principiu ce era? Ca să înăbușe revoltele. Să-i pune la punct, cum se spune, să nu le fie chef de revoltă. Înconjurau satele cu ostași, intrau special formațiuni militare, curățeau totul din gospodării, cartofi, chiar și murături, chiar și semințele care erau prin primăvară. Nu rămâneau oamenii cu nimic. Și cu părere de rău, tot erau actele acestea, chiar și de canibalism. Era o istorie cutremurătoare, că au venit pe o femeie și la o femeie acasă și ori 5 copii mergeau, dar ceva ferbea acolo. Cer scuze, cum se spune la televiziune, aceste vorbe pot afecta emoțional, dar au întrebat-o ce faci. Pe cel mai mic îl pregătesc pentru alții să nu moare ei de foame. Cu tremurător. Așa era de foame. Aș mai adăuga așa ceva, dacă se poate, despre acest facem după aceea o mică genocid împotriva. Recomand un studiu foarte bun al lui Victor Cuzum, despre se numește Imperiul Foamei, care vorbește pe larg despre acest episod negru din istoria Ucrainei. Spunea foarte frumos că seceta este dată de Dumnezeu, însă foametea este creată de oameni. La fel, omul este responsabil pentru foametea, pentru moartea din foametea aproximativ 6-7 milioane de oameni. O moarte făcută artificial. O foamete artificial făcută. Moartea antropică. Vă propun să facem o mică pauză acum de publicitate, după care revenim. Vorbim despre Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, dar se pare că am depășit granițele Holocaustului și am intrat în genocid în general împotriva oamenilor. Revenim după pauză. La un ceai cu rom continuăm discuția cu invitații noștri, revenim cu mărturii tulburătoare și alte informații despre data de 27 ianuarie. Nu plecați! Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului cu domnul Eugen Levitsky, ministru consilier al ambasadei Ucrainei în România, domnul Valentin Negoi, doctorand în istorie, și domnul Liviu Beriș, președintele Asociației Evreilor din România, victime ale Holocaustului și participant, dacă pot spune așa, în aceste evenimente. Domnia sa a fost deportat încă de la vârsta de 11-12 ani. A avut experiențe despre care ne mai povestește și nouă așa câte puțin. A tot povestit de-a lungul timpului. Stimați invitați, pornind de la Holocaust, de la Holocaustul care are legătură cu evreii, cu romii, iată, și cu alte minorități care au avut de suferit în acea perioadă, am ajuns la o altă
pată neagră din istoria omenirii, la acel holodomor, ziceați dumneavoastră, domnule Levitsky, această moarte prin înfometare care a avut loc, pusă la cale de către Stalin împotriva Ucrainei, pentru, ziceți dumneavoastră, a avut motivul de a, pentru ca să înnăbușe eventualele revolte ale acestui popor războinic în ultimă instanță, nu? Zaporojenii, cazacii erau pe acolo, nu? Nu, păi nu era deja zaporojenii, cazacii erau încă mai înainte în istorie. Erau oameni pașnici, oameni care cu forță erau puși în gospodării colective. Dar nu acceptau un sistem care să-i constrângă. Nu acceptau un sistem care îi făcea absolut săraci că le luau totul. Cum e natura omului să nu accepte niciun sistem care să-l constrângă. Și e interesant că, pe de o parte, naziștii, regimul național-socialist, a încercat să-i distrugă, să-i constrângă pe oameni, să-i strângă undeva și să-i omoare pe evrei, pe romi și așa mai departe. Și pe de altă parte, un regim, regimul comunist, cel care iarăși propaga, promova iubirea aproapelui și proprietatea în comun, iată că, de fapt, dincolo de această fațadă, se ocupa, printre altele, și de crime în masă. Ce ar trebui să mai știe cei care ne privesc, domnule Beriș, domnule Negoi? Poate ne povestiți un pic o experiență care v-a marcat, deși sunt convins că sunt multe experiențe care v-au rămas întipărite adânc în suflet și în ființă, dar pentru prietenii noștri telespectatori, o experiență din perioada în care ați fost deportat, cum ați trăit, cum dumneavoastră, familia, câți ați revenit de acolo, dumneavoastră, din familia dumneavoastră, cât s-au mai întors? Da, este o problemă. Eu am avut o situație deosebit complexă datorită însăși locului, nu numai că m-am născut din părinți evrei, dar și locul unde m-am născut a determinat o situație cu totul deosebită. Unde era acest loc? M-am născut într-un orășel din nordul Moldovei numit Herța. Ei, pe 29 iunie noi ne-am trezit cu trupele blindate sovietice pe strada principală din Herța. Iar în cursul dimineții, spre 4 dimineața, a avut loc și o ciocnire între trupele române de la marginea Herței. Erau atunci mobilizări, că începuse războiul și era Polonia, știți, în război. A fost începuse al doilea război mondial. În 1939 deja a fost atacată Polonia. La 1 septembrie 1939. E, și în aceste condiții vă dați seama că au avut trupe acolo, erau concentrate trupe și era regimentul 16 artilerii din Bacău, concentrat acolo. O baterie din acestea s-a confruntat, a avut loc o ciocnire la intrarea trupelor rusești în Herța și au fost uciși 3 militari români. Atunci, țiu minte, pe 5 iulie 1941, vine un vecin și strigă pe tata, parcă văd și acum, îl strigă, vedeți că trupele române sunt la marginea Herței. Și atunci parcă l-aud și acum pe tata, că mă ia de mână și îmi spune, hai să-i întâmpinăm și noi, am scăpat de deportarea în Siberia. Au fost împușcați vreo 100 de oameni pe marginea unei gârle din Herța și alți vreo 30 în curtea unui gospodar. Astea au fost în primele 2 zile. Și după aceea am fost adunați pe 10 august toții, cu darabana s-a comunicat, că să venim cu ce putem noi căra pe noi, cu tare pentru deportare în piațeta orășelului. Și așa, toți cei vreo 1500 de evrei care mai rămăseseră în viață în Herța, au fost deportați pe jos, fără cu tot ce se putea pe 10 august pe căldurile alea, oamenii s-au transformat în niște oameni pe care i-am cunoscut, nu-i mai recunoșteam. Parcă eram niște animale, eram, în primul rând, transpirația, praful, așa, erai cu noroi pe tine. În câteva zile aveam păduc, eu nu știu de unde și cum, și acum stau și mă întreb. Și ceea ce vă pot spune este că omul se poate transforma într-un animal în 3-4 zile, eram o turmă de vite murdare, cu ritm irositoare.
ceva ce, și nimeni nu-ți dădea de mâncare. Știți cu ce reușeam să am supraviețuit în acele zile. Schimbam ce aveam, o cămașă sau ceva, dădeai țăranului de pe marginea drumului pentru ca să-ți dea o pâine sau ceva de mâncare. Ceva de mâncare. Și ce mi se pare interesant, Valentin Negoi, spunea domnul Beriș, părinții domnului sale au fost oameni înstăriți. Pe de o parte, evreii, cei înstăriți, nu bogătașii, cei oamenii de afaceri, puternici, mă gândesc, cei de nivel mediu, au fost ridicați și deportați. Pe de altă parte, dintre romi, deportarea romilor a început cu cei care erau mai săraci, mai amărâți. Care erau condamnați, de fapt, că asta a fost și motivul. E foarte greu să vorbești pe domnul Beriș, dă-mi voie să mă aduc puțin. Așa mai adăugat niște chestii legate de despre fenomenul Holocaustului în România. Românii, au existat două momente pentru evrei din România. Evrei care au fost în afara granițelor României, care au avut un alt tratament, și evrei din vechiul regat, cum era supranumit. A existat o comisie de românizare în România, în care toți evrei au fost, sau foarte mulți evrei au fost deposedați de bunuri. Numai în zona Iașului, 10.000 de țărani, de evrei țărani, au fost expropiați. Și atunci deveneau români? Asta înseamnă de românizare? Nu, au fost expropiați, e românizare. Centrul este luarea bunurilor pentru folosul statului. Ăsta era Centrul Național de Românizare. Foarte mulți evrei, există documente prin care românii au fost oportuniști în acea perioadă. Își erau foarte mult să îmbogățească și evreii înstăriți puteau să locuiască în locuința lor prin schimbul unei chirii. Îți plăteai chirie în propria casă. Da. Legat de romi, motivul pe care l-au invocat autoritățile în acea perioadă, au deportat romii problemă. Romii care romii care trăiau din cerșit, romii care nu aveau ocupate sau romii care erau infractori. Acum întrebarea mea este, îi poți cere unui persoane care are 60 de ani, 70 de ani să aibă o ocupație? Bine, asta ce privește persoanele de 60 de ani, dar numai romii din acea perioadă erau infractori în România? Adică, practic, în spatele motivului ăsta se ascundea altă... Un motiv etnic este o părere a mea personală pe care o împărtășesc și alți cercetători. Alții nu o împărtășesc. Cum poți să-i ceri unui copil de până la 6 ani să aibă ocupație? Bineînțeles că era legat de părinte și probabil din cauza părinților că capii de familie se numărau și erau deportați în Transnistria. Și apoi cum de s-a lărgit aria, dacă au pornit de la cercetori, de la romii problemă, apoi au început să ia nomazi. Pe toți? Prima oară au fost deportați nomazii, care erau considerați o problemă, că au existat documente, niște rapoarte medicale, cum că romii nomazi împrăștie boli printre sănătoși români, pentru că prin prisma meseriei pe care o aveau, ei trebuiau să circule. Li s-a interzis în perioada asta să mai circule. Ei erau legați de meseria pe care o aveau, invocând că ei nu sunt buni agricultori. Este inuman să-i ceri unui om care este meșteșugar, care s-a ocupat de metale sau de alte produse, și care nu avea o viață sedentară, să-l pui în fața pământului. Pentru că, ca agricultor, trebuie să știi ce să faci cu pământul, când să-l prășești, când să semințezi. Problema Holocaustului este o problemă complexă. Chiar recomand cititorilor sau persoanelor care vor să afle mai multe despre Holocaust acest raport care este întocmit în 2004 și prezentat președintele Iliescu. Să mai arătăm un dat. Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului sub coordonarea lui Elie Wiesel. După acest raport a fost și contestat la un moment dat de unii mai naționaliști, dar... Încă sunt peste 30% din populația țării care neagă Holocaustul în România, chiar dacă sunt documente care atestă asta. Mulți îl consideră. România este singura țară din Europa care a făcut din criminali de război eroi, aici mă refer la Ion Antonescu, pe baza raportului, păi spun aceste chestii. Da, este trist pentru că numai 25% din tineri sau din populație cunosc fapte relevante despre Holocaust. Într-un studiu din 2002, tot făcut de Institutul Elie Wiesel, numai 2% din populația țării cunoșteau despre genocidul romilor. 2%. Da, sunt... Ce credeți, domnule Levitsky, din experiența pe care o aveți, că îi determină pe oameni să nege faptul că au existat astfel de experiențe care nu i-au privit pe ei? Pe români să spună că nu a existat un holocaust al romilor sau al evreilor? Poate și la dumneavoastră se întâmplă în Ucraina acest lucru? Păi iată,
dacă Holocaustul e cu recunoscut ca un act de genocid de comunitatea internațională mai devreme, chiar după terminarea războiului, așa, în ultimele țări, la noi despre genocidul care se cheamă Holodomor nu se știa nimic cât a fost Uniunea Sovietică. Era, aceste lucruri erau secret. Iar la noi este pentru prima dată când se vorbește în emisiune. Și nu se vorbea nimic. Dar vedeți ce paralele, ce mult comun are. Au nazistul, bolșevismul, absolut omul nu interesează, interesează numai scopurile politice personale. Dacă aici era vorba de o etnitate, evrei, romi, acolo nu era vorba de etnitate, era, că Stalin tot era împotriva evreilor, chiar și în Uniunea Sovietică, era împotriva. Dar era vorba de populația unui teritoriu ucrainean care vroia să gândească și să procede altfel. Vroia să viața altfel. Decât îi se impunea. Da, și gata, erau dușmani al poporului. S-au dus în Siberia, sau împușcați, cum au fost evreii în Chiev, împușcați într-o zi, într-o râpă, Babi Iar se numește, sau erau reprimați. Și încă o dată aș vrea să mă întorc la un lucru foarte important. Am auzit aici datele statistice, că foarte puțin, mai ales tinerii, știu de aceasta. Vă spun, diplomația ucraineană atrage în tot modurile posibile, comunică comunității internaționale despre acest act de genocid împotriva poporului ucrainean. Deja multe țări au recunoscut, parlamentele multor țări au recunoscut acest act de genocid. Că Holodomorul este un act de genocid. În cadrul Organizațiilor Națiunilor Unite este o declarație comună la care a aderat și România în privința aceea că acesta a fost un act de genocid. Aș vrea să mențin numai un lucru. Vă rog. Știți ce au făcut demografii francezi? Ei au calculat foarte bine, dat fiind faptul că atunci mai mulți copii, până la un an, până la 5 ani, mureau. În timpul Golodomorului, știți care era viața medie a unui bărbat și a unei femei ucrainene? Nu veți crede. Viața medie a bărbatului ucrainean era de 7 ani și a femeii de 11. Viața medie. Așa ceva în istorie n-a fost niciodată. În timpul Holodomorului, în perioada înfometării. Adică durata de viață a bărbatului era 7 ani, a femeii 11 ani. E un lucru copii. În istorie nemaipomenit. Iată un genocid. Și de aceea, să nu fie never again, trebuie de bătut în clopote la toate, la tot nivelul internațional, în Națiunile Unite, în alte organizații, să știe de aceste crime împotriva umanității, să se știe despre aceste acte de genocid, să nu se repete. Dar cum a spus dumneavoastră, se repetă. Se repetă și se repetă și în Crimea acum. Că n-aș pune o mare diferență între regimul autoritar din Rusia, care există acum, și între regimul lui Stalin. Apropo, și Stalin ne-a socotit de mulți ruși ca erou național. Da. După aceea au ucis milioane de oameni, nu numai ucraineni, și ruși. Acum se ridică din nou problema despre reprimarea tatarilor din Crimea, care pur și simplu nu sunt de acord că cineva le-a furat țara. Crimea este furată, să spunem, anexată în mod ilegal, mă rog, contra tuturor actelor și internaționale, și în fiecare zi activiștii tatari care nu-și doresc lucrul să fie reprimați de Rusia sunt arestați, sunt bătuți, se repete. De aceea, never again, trebuie la toate nivelurile, în toate mecanismele internaționale să nu uităm de acest lucru. Legat de colectivizare, Sorin, putem aminti și de colectivizarea din România. Au existat țărani care au murit pentru pământul lor, pentru că pământul în România, pentru țăran român, reprezintă sângele. Pentru datorită pământului a supraviețuit, datorită veacului. Și colectivizarea a adus foarte multe victime și în România. Erau oameni, sămărturile lor, care preferau să-și ucidă animalele decât să le dea către colectivizare. Așa era și în Ucraina. Deci sistemul comunist a avut victime și în România la fel, nu la fel de multe, dar foarte, foarte, foarte multe. Și trebuie să amintești aceste crime, pentru că la fel sunt crime împotriva umanității. Da, am ajuns la finalul
rubricii noastre și cumva ați prefigurat întrebarea ce ar fi de făcut ca să nu se mai întâmple sau ca să fie mai cunoscute aceste pete negre din istoria omenirii. De-ați spus, acel lobby făcut mai mult către mecanismele internaționale, ceea ce face domnul Beriș, faptul că povestește, ați scris și o carte, Holocaustul guvernului Antonescu, lansată în 2013. Acele informații pe care ni le oferă, iată, doctorandul în istorie, Vali Negoi. Dragi prieteni, am încercat să vorbim pornind de la Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Iată că am vorbit despre victimele genocidelor făcute. O parte dintre ele, ați amintit dumneavoastră și acea populație, lupta dintre Hutu și Tutsi, acele lupte care au avut loc în Africa și unde au fost decimate sute de... 800 de mii. Aproape un milion de persoane. Sperăm că v-au pus pe gânduri. Chiar și așa, într-o foarte, foarte mică măsură, lucrurile pe care le-ați aflat aici, este pentru prima dată când noi vorbim despre acel Golodomor, înțeleg că da, se zice da. La noastră. Așa, apropo, aș vrea să remarc, domnule Levitsky, faptul că vorbiți limba română foarte bine. Noastră sunteți ucrainean. Da, dar sunt născut în Cernăuți. A, de origine... Și, da, și din copilărie ascultam emisiunile în limba română. Dar cetățean ucrainean. Cetățean ucrainean, da, și chiar de etnie ucrainean sunt. Și spuneam mai devreme, domnul Beriș, așa, se mira într-un mod frumos cum de-am reușit să scap. Ați ajuns la o vârstă venerabilă, 90 de ani, domnule Beriș. Vă doresc mulți ani înainte. Mulțumesc care să mai povestiți. Și sper să pot să văd și lucruri mai frumoase, pentru că oamenii merită lucruri mai frumoase. Eu rămân optimist. Problema este legată, în ultimă instanță, de educație. Educația este, să știți, extraordinar de importantă în domeniul acesta al relației dintre om ca eu și celălalt din fața ta. Trebuie să conștientizăm faptul că nu putem admite să fim singuri împreună. Trebuie să fim cu adevărat împreună. Să știm că fericirea mea depinde și de fericirea celuilalt de lângă tine. Mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte. Încheiem cu optimismul domnului Beriș. Speranța moare ultima. Dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi, mulțumindu-vă încă o dată, stimați invitați, pentru prezența în studio. Rămâneți alături de noi, dragi prieteni, emisiunea noastră continuă. Cum vede o tânără activistă viitorul generației sale, dar mai ales cum se implică ea în proiectele dedicate romilor, vedeți la Romul de 10. Revenim după pauză. Irina Spătaru si ecterni romni ca era clamla în Ando Brusel. Detigni o egelian de Austria, aia cana carel butia de igbari, organizația Otar andare Austria. Si ca vaz la tu mengea cana, hai te dicas supatea lui ca vasi la corogându pe sarda ști o ternete paroven are ca lumea cai ame traizas, cai jivas. Dragi prieteni, o să o vedem pe Irina Spătaru, o tânără de etnie romă pe care colegii mei de la Și eu m-am născut în România au întâlnit-o în Bruxelles. Este plecată de foarte mult timp din România, trăiește în Austria, lucrează într-o organizație pentru romi, bănuiesc, unde face foarte multe lucruri interesante pentru etnicii romi. Irina ne spune cum reușesc tinerii rom să schimbe lumea. Și noi am avut exemple aici la Și eu m-am născut în România, tineri rom cu care noi ne mândrim. Iată că nici Irina nu face excepție de la rubrica Romul de 10. Despre care vom vorbi astăzi, este doar una dintre multele fete de etnie romă cu un potențial uriaș. Are rădăcini românești, dar destinul a purtat-o departe. Irina Spătaru este o activistă romă care a emigrat împreună cu părinții în Austria, imediat după Revoluția din 1989.
Noi am întâlnit-o la Bruxelles, la o conferință dedicată integrării tinerilor rom pe piața muncii. Pentru generația ei, Irina este un model de succes și a acceptat cu mândrie identitatea și vorbește foarte relaxat despre originile sale. La vârsta de 13-14 ani, printr-o ocazie, printr-un film care l-am văzut despre romi, am aflat de la tatăl meu că și eu sunt de fapt romă. Și pentru mine a fost un lucru pozitiv și din momentul ăla am început să mă prezint ca o fată de etnie romă în Austria și n-am avut experiențe negative cu acest lucru. Așa că, pentru că mulți nu știau despre rom, despre istorie și așa mai departe și nici eu, am început să mă informez singură prin internet, să aflu mai multe și am început și să povestesc colegilor mei despre tot ce am învățat. Până când am scris și o lucrare în liceu despre istoria romilor și pe urmă mai departe la facultate, întotdeauna am încercat cumva să aduc și tema asta de despre rom și istorie și limbă și așa mai departe. N-am văzut niciun motiv de a ascunde acest lucru. Asta poate fi și pentru că nu cunoșteam exact situația în România și istoria familiei mele care a suferit mulți ani din cauza asta. Și asta este și motivul din care eu, de exemplu, nici nu știu să vorbesc limba. Dar vorbește, în schimb, foarte bine engleza și germana. Participă la conferințe, este la curent cu tot ce se întâmplă în spațiul comunității rome și nu spune niciodată nu când vine vorba de acțiuni menite să sensibilizeze publicul cu privire la istoria și tragediile la care au fost supuși romii. La vârsta de 24 de ani, când eram în facultate, am întâlnit o fată de etnie romă, austriacă, care m-a invitat la un eveniment care se cheamă Dikenabistar, care a fost un eveniment imens în Cracovia și în Auschwitz, unde era vorba despre Holocaustul romilor. Acolo a fost, asta a fost prima ocazie pentru mine să cunosc mulți tineri romi din toate țările Europei. Am fost peste 1000 de tineri din toată Europa și acolo am învățat deja foarte multe lucruri despre recunoașterea Holocaustului și atunci mi-am dat seama că acest lucru nu este menționat în cărțile de istorie în multe țări și atunci am început să mă gândesc care sunt motivele pentru acest lucru. După acest eveniment am rămas la organizația Romanocentro, care a organizat călătoria pentru romii din Austria și acolo prin organizație am avut ocazia să vizitez multe țări în Europa, să văd cum este situația romilor în România, în Slovacia, în Cehia și așa mai departe. Și pe urmă am văzut că eu am crescut oarecum privilegiată în Austria și pe urmă mi-am dat seama de nedreptatea care există încă în Europa. În Austria, Irina lucrează pentru Romanocentro, un ONG foarte renumit. Organizația promovează educația, întreprinde activități pentru conștientizarea și stoparea discriminării și sprijină acțiunile care au în centru dezvoltarea tinerilor romi. Eu nu lucrez doar cu tinerii romi, dar și cu societatea majoritară din Austria, pentru că eu sunt convinsă că aceste nedreptate, discriminare și antiziganism au la bază necunoștința societății despre această etnie, care este cea mai mare minoritate în Europa. Și de aceea noi, eu lucrez cu tineri în școli, în licee și așa mai departe și facem ateliere despre istorie, despre antiziganism și lucruri din astea. La nivel internațional se pot vedea multe oportunități prin organizații internaționale de rom și așa mai departe. Eu prin organizațiile internaționale am ajuns și la organizația mea în Austria. Un obstacol este că
nu avem foarte multe activități în Austria, deci naționale. Și așa că pentru mine este un lucru important să organizez, să ofer evenimente, seminare și conferințe care au loc în Austria, pentru că și în Austria a avut o parte foarte, foarte grea în istorie în Holocaust. Au fost ucis aproape, deci peste 90% dintre romii austrieci. Acest lucru este destul de necunoscut și cu atât mai mult este important de a aduce la suprafață acest lucru. Evenimente precum Ziua Rezistenței Romilor, sesiuni și conferințe, dezbateri și interviuri formale sau mai puțin formale, toate imaginile pe care le vedeți arată activități menite să transforme tânăra generație de romi din Europa într-o generație informată. Irina face parte dintre acești tineri. În Austria se estimă cam 100.000 de romi, dintre care cam 10.000 sunt romi autohtoni, deci romi austrieci, care trăiesc de generații întregi, de sute de ani deja pe teritoriul austriac. Dar așa vedem că și majoritatea romilor care trăiesc în Austria sunt cei care au migrat în Austria. În Austria, romii sunt recunoscuți ca minoritate națională, dar sunt doar recunoscuți cei romi austrieci, cei 10.000 de romi. Așa că suportul și susținerea pentru minoritate nu este suficientă pentru a acoperi toate nevoitățile pentru toți romii care trăiesc în Austria. Important este să încep de undeva, iar educația este baza. Când vine vorba despre romi și viitorul lor, tânăra noastră nu crede că progresul se produce peste noapte, dar crede în perseverență și potențialul pe care îl deține generația din care face parte. Nu cred că generația mea poate să schimbe totul, toată situația romilor, pentru că situația nu este un fenomen nou, discriminarea și dificultățile pe care le au romii în Europa. Este un fenomen deja care are deja sute de ani. De aceea nu putem să schimbăm într-o generație acest lucru, dar putem pune baza prin educație, prin susținere și prin cooperare. Eu sunt convinsă că avem destui romi educați și capabili de a intra pe piața muncii. Un lucru este că mulți nu au curajul sau nu cred în ei însuși că pot ajunge la orice anume își doresc sau își visează de a reuși. Și un motiv pentru acest lucru este că avem o lipsă mare de modele, de romi care au avut succes în meseriile lor, care și recunosc această parte a identității lor. De aceea și eu mă consider într-un fel un model pentru alți tineri care pot să spună că sunt rom și să aibă succes. A fi romă nu este întotdeauna un dezavantaj. Noi suntem acasă în toată Europa. Eu sunt Irina și eu sunt convinsă că noi, tineri romi, putem ajunge ce vrem să ajungem. Putem să ne îndeplinim visurile și putem să devenim modele pentru alți tineri în toată Europa.
M-am născut în România, continuă cu muzică bună imediat după pauză. Nu plecați!
Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Și eu m-am născut în România, o emisiune dedicată memoriei victimelor Holocaustului. Păcheau că araclen informație la ce tu mengi andamări emisia de abdisara, pralale, peneale, ajucarea stumelio, sabato, că avel, te avem să aste veste. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, te avem bactale romale. La revedere!